de cu ochii liberi, s-a făcut ora 8, bună dimineața! Azi e zi de priveghi în lumea fumătorilor. Din toată România. De ieri seară, de pe la 8, de când oficial, după calculele ospătarilor, împreună cu șefii de sală, împreună cu managerii de restaurante, eu ieri toată ziua am auzit tot felul de termeni și termene pentru încetarea fumatului în spațiile închise. Iauzi, da. 45 de zile de la publicarea monitorului oficial, dar când intră, dar ce au norme metodologice? Stai mă puțin, că aia e despre sancțiuni, stai să vezi că legea intră în aplicare de azi, da, de la 12, nu e adevărat, de la ora 8, bareu de la ora 4! S-au decis să fumeze marți, să nu mai fumeze și aștepte ziua de miercuri, înțelegi? Au făcut petrecerea marți. Lumea publică pe Facebook, da, articole. Așa. Suntem foarte încet la minte, știți că toți românii acum sunt blogger. Pe Facebook ești blogger, ești propriul tău blogger. Da, da, ai. Ești toți români. Dar sunt blogger care iau bani să fie blogger și au 5 vizitatori pe zi, Dani. Problema mama este lui, că o prietenă și un vecin. Problema este că aproape toți au pus aceleași două ilustrații vizuale. N-am. Ba da, toți folosesc aceleași. Și ție se pare că e articolul celuilalt, dar nu este părerea lui personală. Este personal, personal. Și toți au părerea lor de fumător cu plămânii negri. Noi nu avem o părere, dar nu. Astăzi ținem la priveghi. Vom aduce bocitoare. Da. Tulnicărese. Unde te-ai dus tu cu dronule? Cui mă lași cu dronule? Michi este ăla de poartă crucea în față la mormântare. E Michi de aseară, ne zăpăcește. Azi dimineața mi-a trimis articole să citesc, inclusiv poezia lui Flic. Cred că a citit-o la o depunere de coroane și gerbe. Plânge, bă, plânge cerul, bă, Michi. Ai văzut ce ne-au făcut? Minus 2 grade, să nici nu putem ieși afară. Cum se spunea pe copii, vremuri, bă, plângă această decizie. Pe vremuri. Ai auzit cântecelul? Care cântecel? Ieși afară la țigară. Hai să ne otrăvim un pic. De ce nu vrei să ne otrăvim un pic? Bine, pa. E din Frozen. Bună dimineața, Amalia. Bună dimineața. Dar nu mai sunează de când a rămas. Ea a scăpat din cauza la copil, da. Să-i mulțumești, băi, când o face 14 ani și iei buletin. Da, tu-ți dai seama că legea asta va crește natalitatea? Da, chiar. Cum adică? Păi dacă nu mai fumezi și n-ai timp de țigara de dinainte și nici de aia de după, a, practic, deduci mai mult. Te apuci de, da. Și o să iasă toți blonzi. De ce? A, că nu e gudron. Sau mă rog. Hai să începem ziua bine. Vlăduț și Flavia sunt la tablă. I-a scos profa la tablă. Scriu meniul. Bună dimineața. Așa e viața. Bună dimineața. Cred că vreau un transfer, da. Va fi o zi complicată, dragii mei. Haideți împreună. Haideți cu împreună. Michi. Și cu ceilalți fumători în locație? Să ce? Câți nefumători avem în locație? Mai bine hai să hotărâm asta. Michi, cam cât sunt nefumători? Suntem 4? 4. Și restul toți fumători? Oh. Păi să vă faceți, mă, aici în spate, să aduceți umbreluțe, linghișpire. Bă, și guvernul nenorocit. Pe vremuri, când era zi de vot, știi că lăsau să fie potul mare la loto, sau cel puțin asta era teoria tuturor românilor. Da. Băi, chiar așa e. Puteau astăzi să bage vreme bună, mă. Să beau băgat. E frig. Frig, da, o se dor dinții, nu poți să tragi mai. O să se încălzi. Prietene, eu într-un an la Londra, acum vreo 3 ani la Londra, am ieșit, pentru că nu se fuma de atunci acolo, cumva îmi place. Am ieșit să fumez o țigară, mi-am aprins-o și pentru că bătea țugul, vântul, da, am tras o dată și restul mi-a fumat-o vântul. Sorry? Și practic ieșeai prost la calcul, la bani. Da. E și scump un pachet. Îți că nu puteai să ții bine în gură. Și nu mai fumai. Era destul de simplu. În Baia Mare există o cafenea senzațională. Nu-i fac reclamă, că nu știu numele, dar aș vrea să-i fac reclamă. Oamenii, de când au deschis, au zis, băi, cafenea, la noi vreau ca omul să simtă gustul de cafea. Da. Deci prăjesc cafea acolo. E o întreagă teorie interesantă, cu miros din ăla de cafenea. Mm-hmm. Da, patronul a avut tupeu și a zis din prima, bă, în cafenea noastră nu se fumează. Au zis toți, păi ce cafenea asta, bă, tată? Prietenul nostru comun mi-a zis, bă, o să vezi, e ca la Londra. În 2-3 luni se așează publicul. Ce crezi, că am găsit loc vreodată?
Și nu se fumează. Și e cafenea. Și n-au așteptat legea. M-au întrebat de pe la ziare ieri ce părere am, cât fumez pe zi. Da, bă, pe mine de ce nu m-au sunat? Păi pentru că tu nu ești fumător, ce să te întrebe? Păi dar poate am și eu o părere. Dar nu e despre părere, e despre apucături. Și m-au întrebat, dar cum ți se pare? Le zic, excelentă, Doamne ajută la toată lumea. Pentru că prefer să ajung acasă mirosind a mâncare decât mirosind a tutun, deși sunt fumător. Pot să aștept, pot să mă duc, am zburat eu 10 ore și nu mi-a trebuit. Sunt ok chestia asta, mai ales când vine vorba de mâncare bună. Am ala că e mâncarea proastă, eu zic, în localurile unde bucătarul este mai bătut în cap, să-i lase să fumeze, să mai estompezi din gustul ăla de ciorbă. Aș face așa pe genul market. Doamne, la noi poți fuma pentru că bucătarul face sarmale pe piept. Zvane, eu... Era un banc pe vremuri cu bucătarul Ciun care făcea chiftele pe piept și nu vrea nimeni să comande ardei umpluți. Da. Prefer după 3 ore de neața și alte lucruri pe care le facem împreună să mă duc acasă și în loc să miros a tutun, să miros a tine. Așa m-am gândit acum. Ar fi o...